Carburanții s-au scumpit accelerat în ultimele luni ca urmare a creșterii prețului petrolului. Șoferii lasă acum la pompă cu un leu mai mult ca în aprilie anul trecut pentru un litru de benzină care a trecut iar de 5 lei și 50 de bani. Scumpirea au fost și la motorină, iar dacă majorarea prețurilor la pompă va continua, vom vedea efectele chiar și la raft. Creșterea prețurilor carburanților în România trebuie pusă cu avansul petrolului la nivel național, care de la o lună la alta crește. Dacă anul trecut în această vreme petrolul era doar 22 de dolari, acum este 65 de dolari. Anul trecut, în luna aprilie, un litru de benzină costa 4,51 de bani, iar cel de motorină 4,71 de bani. La un an distanță, la pompă se înregistrează o creștere de 22% în cazul benzinei și de 14,8% în cazul motorinei. Asta înseamnă că un șofer plătește pentru un litru de benzină 5,50 de bani, iar pentru un litru de motorină aproximativ 5,42 de bani. Chiar dacă șoferii spun că resimt creșterea prețurilor la carburanți și unii se gândesc să apeleze la alte mijloace de transport, potrivit datelor Serviciului de Monitorizare a Prețurilor la Carburanți al Comisiei Europene, românii plătesc în continuare al doilea cel mai mic preț din Europa la benzină și motorină după bulgari.